Un deținut extrem de periculos a evadat în această dimineață. Bărbatul, condamnat la 23 de ani de închisoare, a fugit din spitalul Bagdazar Arseni, chiar de sub ochii polițiștilor. Mai multe detalii are colega mea Carmen Gheorghe. Carmen, cine este fugarul? Bun găsit, Livia. Avem acum o informație de ultimă oră. În urmă cu doar câteva minute, bărbatul a fost prins de o echipă de la Administrația Națională a Penitenciarelor. În momentul în care a fost capturat, acesta se afla în zona fostei piețe Matache din capitală. Pe deținut îl cheamă Dinca Adrian Constantin și are 32 de ani. A fost condamnat la 23 de ani și 10 luni de închisoare pentru tâlhărie calificată. Azi dimineață, la ora 7:17, bărbatul a evadat de aici, de la Spitalul Bagdazar Arseni din capitală. A fost internat după ce s-a automutilat la o mână. Medicii l-au operat și l-au mutat într-un salon. El a profitat de acest lucru, a intrat în baia comună și a ieșit prin salonul vecin, în așa fel încât paznicul să nu îl vadă. În momentul evadării, bărbatul era îmbrăcat cu pantaloni scurți blămarin, un tricou blămarin și era încălțat cu Adidas negri cu talpă albă. Însă, peste haine, și-a luat și un halat alb de medic și și-a pus o mască chirurgicală, astfel că nimeni nu l-a observat. Imediat după evadare, polițiștii au publicat o poză cu acest deținut, în așa fel încât toți oamenii care îl văd să sune de urgență autoritățile. În urma evadării, conducerea penitenciarului Rahova a început și o anchetă internă, în urma căreia ar trebui să afle de la ceilalți deținuți care a fost planul bărbatului care a evadat. Mai bine de 5 ore, peste 90% dintre polițiștii din București s-au îmbrăcat în civil, au ieșit pe stradă și au organizat filtre ca să îl prindă pe acest bărbat.